Legea care stabilește un preț maxim la energie electrică a fost promulgată marți de președintele Klaus Iohannis. Plafonul de preț pentru toți consumatorii, indiferent de consum, va fi de 1,3 lei kilovatul. Legea a fost adoptată cu 177 de voturi pentru, 75 împotrivă și 11 abțineri. Prețul final facturat, plafonat de către furnizorii de energie electrică, este maximum 0,68 de lei pe kilowatt-oră, cu TVA inclus. Pentru consumul realizat în perioada 1 septembrie 2022-31 decembrie 2022, de către clienții casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este cuprins între 0 și 100 de kWh inclusiv. Maximum 0,68 de lei kWh cu TVA inclus pentru consumul realizat în perioada 1 ianuarie 2023-31 martie 2025, de către mai multe categorii de clienți, printre care clienții casnici, al căror consum lunar este cuprins între 0 și 100 de kWh inclusiv. Clienții casnici care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale necesare efectuării tratamentelor sau cei care au în întreținere cel puțin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani, respectiv 26 de ani, în cazul în care urmează o formă de învățământ. Prețul este maximum 1 leu per kWh cu TVA inclus pentru 85% din consumul lunar realizat la locul de consum. Diferența de consum lunar de energie electrică urmând a fi facturată la prețul de maximum 1,30 lei kWh cu TVA inclus, în baza declarației pe propria răspundere a reprezentantului legal pentru întreprinderile mici și mijlocii.